tuturor, sunt Irina Dumitru. Astăzi discutăm despre colețelul pe care tocmai l-am primit. Tara, tara, tara. Mulțumesc pe calea aceasta amicului și colaboratorului meu, Valentin Dedu, și soției acestuia, Corina Dedu. Ei mi-au făcut o bucurie astăzi și mi-au trimis mai multe cărți. Haideți să vedem despre ce e vorba. Prima cărticică pe care am găsit-o în colețel e mică, pe măsura copiilor, este povestea lui Peter Iepurașu, cărticică, versiune cartonată, cu foile de o calitate foarte bună, ilustrațiile din cartea din 1902, când a fost publicată prima oară povestea lui Peter Iepurașul de către Beatrix Potter. Și povestea este drăguță, recunosc că am și citit-o dintr-un foc, i-am citit-o fetiței, i-a plăcut foarte mult și are și o morală. Îmi place, vă recomand, o găsiți la editura Kingdom Design. Să trecem la următoarea cărticică. Am primit și Păcatul omiterii de Valentin Dedu, Cum să lupți cu păcatul lumii noastre. De asemenea, la editura Kingdom Design, pe aceasta nu am citit-o, o voi răsfoi, voi citi și o să aflu și eu despre ce este vorba. A, s-a gândit că mi-ar prinde bine, am primit și Jurnalul pentru femei. Este un jurnal care folosește persoanelor care descoperă spiritualitatea și fiecare pagină este însoțită de un verset biblic pentru cine este interesat. La fel, cred că la Kingdom Design veți găsi și jurnal pentru femei. Era să spun de lectură. Încă o cărticică pe care am primit-o, Drumul schimbării. Fă din visul tău un drum și du-l până la capăt. Eseuri motivaționale de Valentin Dedu și Corina Dedu. Sună foarte interesant, cu siguranță voi citi. Drumul schimbării nu este o carte despre schimbare în sine, ci despre motivație, despre dârzenie, despre valorile care te împuternicesc, despre forța interioară a spiritului, despre lupta de a fi tu însuți, despre dorința de a lăsa în urmă în lumea aceasta o piatră. Succesul, adevăratul succes, este rezultatul unui proces, iar cea mai mare realizare a ta nu va fi destinația, ci călătoria fascinantă. Îmi place cum sună, voi citi, mulțumesc Valentin, mulțumesc Corina, chiar mă bucur. De asemenea, disponibilă la editura Kingdom Design. El, de fapt, Valentin, a vrut să-mi fac o surpriză. Am fost implicată în procesul de editare, corectură a versiunii în limba română a cărții Designer Business, publicată la o altă editură, de ce nu eu, wow! Mi-a plăcut foarte mult cartea. Am făcut un videoclip în limba engleză, știu că nu toată lumea vorbește engleză, așa că mă gândesc serios să fac și unul în limba română. O să mai răsfoiesc puțin pentru că e ceva vreme de când am citit-o, dar voi reveni cu impresiile proaspete, aș spune eu. Mi-a plăcut foarte mult și am avut foarte multe de învățat în perioada în care corectam la ea. Despre cum să-ți planifici o afacere. După cum vă spuneam, plănuiesc să-i fac un videoclip de sine stătător. Acestea sunt cărțile pe care le-am primit astăzi și de care m-am bucurat foarte mult. 5 cărți. Mulțumesc, Valentin, mulțumesc, Corina. Disponibile pe editura Kingdom Design. Eu sunt Irina Dumitru. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, vă rog să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți alte videoclipuri despre scris, despre cărțile pe care le-am citit și care îmi plac, și alte subiecte care mi-au stârnit mie interesul, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Cărțile mele le găsiți pe Cassius Books. Și până data viitoare, dragii mei, tradiționalul, citiți, citiți, citiți.